Comoara din centrul vechi al municipiului stă pe o altă comoară, una mult mai veche și mai încărcată de istorie, o rețea vastă de tuneluri, construite acum aproximativ 400 de ani, când domnitori ai Moldovei erau Vasile Lupu sau Ieremia Movilă. Cel puțin așa zic legendele și scrierile de peste veacuri, spune șeful Direcției de Cultură Botoșani. Acum, pentru prima oară, autoritățile din Botoșani au reușit să pună lucrurile în mișcare. Direcția de Cultură a apelat la serviciile unei asocieri de firme din Iași care să scaneze toată piața 1 decembrie 1918. Reprezentanții instituției au semnat contractul acum câteva săptămâni, iar în urmă cu câteva zile au dat startul la treabă. Angajații companiei din Iași au început cu beciurile și tunelurile de sub casa Anchele. În zonele care nu mai sunt accesibile, de exemplu cum este aici beciul, este surpat, în continuare prin georadar să vedem dacă el mai este mai este în structura lui inițială, dar surpat pe capete. Din ce s-a scanat la numărul 42 se vede o conexiune, o continuare cu niște trasee care duc spre zona centrală a pieței. Scanarea centrului istoric e partea unui proiect de cooperare transfrontalieră cu Ucraina finanțat de Uniunea Europeană. Liderul de proiect e Primăria Municipiului Botoșani cu Direcția de Cultură ca partener. Uitați că prin tehnica aceasta non-invazivă de scanare georadar pot fi determinate. Ne aflăm chiar aici într-un astfel de practic un tunel din ce vedem noi, ne aflăm sub piața în 1 decembrie, apropiere de monumentul Marelui Ignat, vedem că tehnica este tehnică specifică evului mediu, este vorba de un tunel construit din piatră cu mortar făcut din nisip și vară așa cum se construia în acea vreme. Vechimea va fi confirmată din raportul științific arheologic făcut de către arheologii de specialitate care fac parte din echipa de proiect. Catacombele de sub centrul vechi ar putea fi dispuse unele sub altele pe trei niveluri până la o adâncime de aproape 20 de metri sub piața 1 decembrie. Asta e cum ar fi un minus 2. La kebab se vede minus 1, se ajunge minus 2 și se aude în bol că dacă se bate, mai este un gol, ar fi unul al treilea nivel. Acela nu mai este accesibil. O să intrăm și acolo să-l determinăm, să vedem dacă rezultă ceva la determinarea georadar. Deocamdată fizic nu se poate intra. Erau folosite pentru trecerea pe sub piață, probabil oamenii să scape din poate de năvălirile tale, asta e cert. Pentru că clădirile deasupra au fost construite mai târziu, deci posterioare beciului, deci nu tunelului. Prin contract, asocierea de firme din Iași are la dispoziție 8 luni să finalizeze lucrările. La sfârșit va trebui să ofere o reprezentare tridimensională a întregii rețele de tuneluri, dar și a clădirilor de deasupra. Odată făcută harta, reprezentanții primăriei municipiului intenționează să facă tot posibilul pentru promovarea turistică a catacombelor. Ne oferă posibilitățile pe viitor să amenajăm într-un circuit turistic această facilitate pe care o avem la Botoșani și care este foarte interesantă. Cu fonduri europene îmi doresc să facem acest lucru, cu ajutorul colegilor de la Management Proiecte să accesăm o finanțare, să includem pe lângă centrul istoric în sine și aceste tuneluri care să fie vizitate, să poată fi oferite publicului larg. Casa Anchele ar putea intra în proprietatea municipiului. Evaluarea tehnică a clădirii a fost deja făcută, precizează Cosmin Andrei. Avem acest raport de expertiză finalizat și suntem în etapa în care am demarat licitația pentru evaluarea financiară. După ce vom încheia și această etapă financiară, procedăm la negociere pentru cumpărarea acestui imobil, așa cum a decis Consiliul Local. Deci mai avem nevoie de câteva luni pentru a închide și această etapă, pentru a vedea la ce valoare se ridică acest imobil și care este starea lui. Scanarea centrului istoric costă aproximativ 190.000 de lei, fără TVA, bani europeni nerambursabili prin proiect. Pe lângă scanare, proiectul mai include, printre altele, și realizarea unui muzeu fizic în centrul vechi, într-o clădire de lângă Biserica Uspenia. În el vor fi disponibile tururi virtuale prin catacombele ce sunt acum scanate.